Primarul Comunei Bănești, Gheorghe Stoica, a participat recent la un târg internațional de investiții cu scopul de a găsi o soluție în ceea ce privește atragerea de investitori. În ziua de 12 și 13 noiembrie am fost invitat la un târg internațional de investiții unde au participat reprezentanțe mai multor ambasade străine și investitori cu scopul de a prezenta toate unitățile, obiectivele care sunt pe raza localității și totodată proiectele care le avem în derulare și în viitor, cu scopul de a atrage noi investitorii pe raza localității pentru a iniția acel parc industrial de care am discutat și data trecută. Participarea primarului Gheorghe Stoica la Târgul Internațional de Investiții se întrevede a fi una de bun augur. Cu această ocazie am reușit să stârnim curiozitatea la câteva ambasade și sperăm ca într-un timp foarte apropiat să fim invitați la 2 sau 3 ambasade din București, unde vor fi atrași și câțiva investitori din țările respective, unde putem avea discuții pentru a pune la punct niște proiecte de viitor. Edilul șef din Comuna Bănești dorește ca pe viitor să realizeze în zona Ciupercească un parc industrial care să aducă noi locuri de muncă cetățenilor din localitate.